Se consideră funcția f definită pe 0 infinit cu valori în R, f de x egală cu x pătrat plus 1 pe x. Amic. Să se verifice că f derivat are expresia de acolo, da? Din enunția. F derivat, numărătorul derivat e 2x ori numitorul nederivat, minus numărătorul nederivat ori x derivat care e 1, pe x pătrat. Și ăsta cât îmi dă? 2x pătrat minus x pătrat minus 1 supra x pătrat egal cu x pătrat minus 1 supra x pătrat, evident, pentru orice x pozitiv. Observați exact expresiunea. B. Să-ți detene ecuația asimptote oblice către plus infinit la graficul funcției. Știți că ecuația asimptote oblice este y egal cu mx plus n, unde m și n sunt finite și sunt date de m egal cu limită când x ne la infinit, ca aici am zis, din f de x pe x, da? Adică este limită când x de la infinit din f de x, x pătrat plus 1 pe x și încă o dată pe x, pe x pătrat. Cum gradul de sus egal cu gradul de jos, limita e dată de raportul coeficienților dominanți egală cu 1 pe 1, 1. Cine e nămic? Nămic este limită din f de x minus mx, da? Când x de la infinit. Adică, limită când x ne la infinit din f de x, x pătrat plus 1 pe x, minus x, că e minus 1 ori x. Aduc la același numitor și rămâne. Limită când x ne la infinit din x pătrat plus 1 minus x pătrat pe x, ăștia se aduc câte 1 pe x? 1 pe infinit egal cu 0. Prin urmare, cum ăștia sunt finiți, m și n, da? Asimptota este y egal cu m ori x, 1 ori x plus 0. Adică y egal cu x este asimptota oblică la infinit. Și avem și ce? O să se arate că funcția este convexă. Cum funcția este elementară, că e raport de două polinome, f este convexă dacă și numai dacă f derivat de 2 ori de x e mai mare sau egal cu 0. Păi hai să o fac pe f derivat de 2 ori de x. Atenți, uite, o iau de aici. Distribui în numitorul, vine 1 minus 1 pe x pătrat derivat, 1 derivat e 0, 1 pe x pătrat e minus 2 pe x la 3 și cu minusul din față 2 pe x la 3. Cum x-ul nostru este pozitiv, 2 pe ceva pozitiv este mai mare strict ca 0, deci rezultă că f este chiar strict convexă, deci în particular f este convexă. Și cu aceasta am încheiat.